Mehedințul este într-o continuă dezvoltare și asta datorită implicării Consiliului Județean. Zeci de drumuri au fost asfaltate în ultimii ani pe toată raza județului. De această dată vorbim despre tronsonul de drum dintre satul Bahna și comuna Ilovița. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la începerea asfaltării acestui drum. Județul Mehedinți are o infrastructură demnă de invidiat și asta datorită implicării Consiliului Județean Mehedinți prin atragerea de fonduri menite să-l transforme într-un județ cu o infrastructură la standarde europene. Astfel a început asfaltarea între Ilovița-Bahna pe o porțiune de 3 km, în teren fiind prezenți președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți este extrem de încântat de această investiție și astfel a făcut o surpriză cetățenilor chiar înainte de sărbătorile de Paște. În sfârșit, o veste bună pe care Consiliul Județean Mehedinți o aduce locuitorilor satului Bahna din comuna Ilovița. Acum, în zilele dinaintea Paștelui, în sensul că astăzi Consiliul Județean Mehedinți termină de asfaltat cei 3 km care leagă satul Bahna de comuna Ilovița. Este un drum pe care și-l doreau de mult timp locuitorii satului Bahna. Iată că în sfârșit am reușit să găsim sursele de finanțare astfel încât să facem această investiție. Senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, este mândru de faptul că această investiție s-a realizat, deoarece locuitorii acestei zone meritau. Mare bucurie pentru mine să constat că, iată, astăzi se asfaltează acest drum. E adevărat, numai 3 km în el, drumul este foarte frumos, se termină la Balta și noi ne-am fi dorit să reușim să-l asfaltăm pe tot. Mă bucur că domnul președinte al Consiliului Județean a găsit această soluție să-l asfaltăm pe bucăți. Iată că astăzi se finalizează cei 3 km de care vor beneficia locuitorii satului Bahna. Mă bucur mult și pentru faptul că este o mai veche promisiune chiar electorală a noastră, a Partidului Social Democrat, și noi aici, în satul Bahna, am avut o puternică susținere de-a lungul timpului și cred că ne simțeam oarecum vinovați că nu reușim să venim în întâmpinarea dorințelor acestor oameni minunați care merită tot respectul nostru și toate condițiile de trafic. Reprezentanții s-au ținut de promisiune și astfel locuitorii vor avea asfalt proaspăt pe acest tronson chiar înainte de sărbătorile pascale. Este o zi mare pentru locuitorii din satele Bahna și Moisești. Prin comunicarea care am avut cu domnul președinte, am făcut o promisiune locuitorilor de cele două sate că de Sfintele Paști locuitorii acestor sate vor merge pe asfalt. Iată că s-a și îndeplinit. Vreau să-i mulțumesc în numele tuturor locuitorilor, domnul președinte, că a înțeles și vreau să ne bucurăm împreună, atât eu cât și locuitorii satelor, de acest obiectiv realizat. Județul Mehedin se află într-un amplu proces de modernizare și reabilitare în toate domeniile și asta datorită implicării autorităților județene prin președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.